Da? Bună ziua, bună ziua, dragi prieteni! Bună ziua, dragi prieteni! Ce facem, dragi prieteni? Uite, noi ne pregătim aceea cu, uitați, cu jampoane, cu coastă de porc. Ia uitați și ăsta, dragi prieteni, aici. Mamă, e greu. Na, uitați, dragi prieteni, ce avem aici. Da. Uitați, coasta afumată cu tot cu... Așa, o să fie la potești. Mamă, e grea. E grea. Da, uite ce avem aceea, spetei, dragi prieteni, uite, prieteni, uite. Le punem la afumate, astea uscături. Uite, prieteni, aceea ce avem aceea. Păi, uite, uitați, dragi prieteni, diabet curat aceea, dragi prieteni, ia uitați. Rânză, rânză. Asta e rânză. Asta e rânză, de mai este una. Avem purcei, avem cu plane și cu ăstea sumătorii. Se vede bine, arată bine acolo. Uite, zici că e mușchiuleț de porc. E nu știu cum să pun aici, că asta e foarte tare. Le legăm aici așa la... O să vă să mă duc și mai puțin alt eu ceva să mă aștept. Haide un prosop din bucătărie. Sau un prosop pe ceva mai curat. Asta e jamponul. Ia, așa de la jampon. Nu știu, mamă, le mai opărim, nu știu ce să facem. Să le punem așa uscate, să le mai opărim un pic. Eu zic că chiile, nu e bine, stai că nu e bine. Înainte să le pui pe masă? Să le găjuge. E, nu mă scoate de... Nu lasă așa, lasă. Eu dai, el pusește în 4, în 6, pe 2. Ai prins să se prinde pe sub coastă, așa, bine, sub coastă. Să-l legă, e prea gros, prea gros. Îmi leagă o sârmă în cap și împingi, că nu treci. Eu băgă să-l dai, ce-ți coastă. Nu vezi că le-ai pus-o cum trebuie. Da, dar să fie mai lung. Fernando, ia să arătăm acolo înăuntru, ăla, o uscuri. Ciocolatele nu le-ai dat jos de sus. Nu, sunt sus. Ia uitați, dragi prieteni, ce avem aceea. Deci aceea am aprovizionat cu băuturile. Aici avem 600 de sticle de vin Gilvei. Uitați, dragi prieteni, ce avem aici, numai de nisec. Apă minerală, borse, cola, bere, avem aici bere. Aici avem Rebul, energizant, hel. Și aici ce mai avem? Iar, hai să arătăm ăștia. Uitați, avem și vechea romană. Uitați, dragi prieteni, ce avem aceea. Șampanie de copii. Aici e șampania, da? Avem șampanie și pentru copii și pentru adulți. Dragi prieteni, noi cam suntem pregătiți cu toate până la ora actuală. Mai avem gheața, să primim azi gheața. Butoaie de bere, nu? Da. Și câteva măruntaie. Sticla aia de whisky mare pentru naș. Două. Hmm? Două sunt. Două sticle din alea de whisky mare cu balansor. Basculabile din alea cu suport. Da, până în ulei, până în oțet, până în toate chestiile, dragi prieteni. Da, totuși mai este. Da, facem și noi ce putem. Și oricum o să vă arătăm, dragi prieteni, o să vă filmăm, să vedeți și dumneavoastră cum este, ce facem. Trebuie să caut pe cineva să filmeze. Da, o să vedem, să găsim pe cineva să stea cu să filmeze. Atât că vreau să vă anunț de acum că când o să cânte muzica, nu o să putem să filmăm. Ba da. Este voie, chiar este la noi, e muzica noastră. Mi se pare că ce e live, e voie să filmezi. Da, e live, e live în direct, da, și e lăutarii și plătit de noi. Da. Oricum o să ne mai interesăm, dacă o să fie să putem să filmăm cu muzică, o să fie mai frumos atunci, dragi prieteni. Dar o să vedem, mai este timp până atunci. Hai să vedem cum legăm ele acolo. Hai să schimb de cum. Deci este multă mâncare, multă băutură, fiindcă așa este, așa se face la noi și așa trebuie să facem, dragi prieteni, că na, știu că mulți dintre dumneavoastră spuneți că prea multă mâncare, prea multă băutură. Așa trebuie să facem și noi cum fac ai alții. N-avem ce să facem.
Salut, Costele! Uite, ăștia au fost scoase din ladă, sunt înghețate și acum le punem acea la aer să tragă puțin aer, să usuce așa frumos. Ăștia aproape vin tot în fața nașului aici. Da. Masa nașului. Asta e rânza? Nașul o să aibă o masă separată a lui, nașul, nașa și apropiații. Ai nașului? Eu o să stăm pitulați în bucătărie în spate. Da. Mănâncă numai nașul și nașa. Și noi stăm în spate, în bucătărie, nu? Da. La central, la aceea. Aceea să stăm. Încă eu ne nasc cu spate rânzăle. Mai am din ăștia 10. Da. Dar nu, din ăștia luăm 10 și plus 10 de ale mici. Încă pun decât două, nu pun toate. Dar sunt foarte mai am acolo, chiar o să le arăt și pe ea. Sunt foarte, foarte uscate. Deci asta o să fie tăiat așa, Filip, frumos, Filip. Când o să tai nașul, prima dată o să tai nașul, o spedie din aia de porc, aproape toate o să vină tăiate din nașul și după aia o să fie feliate frumos, frumos, așa, felii lungi, puse pe platou și se servește toată lumea din corp. Costelei! Ne-ai văzut că se pregătește lumea să vină la botez, Ioane? Chiar s-au pregătit prietenii, neamule. Da, aia o să facem pe Facebook, o să facem și un anunț, o să facem tot la fel încă o filmare pentru ai noștri după Facebook. N-ai văzut cutunița acertat-o că bucătarul că a luat o rochie frumoasă să vină la botez, dar ce rochie frumoasă a luat cutunița. Las, putea să vină și fără rochie, nu-i problemă, care-i problema? Nu, că vrea bucătarul să vină îmbrăcată frumos, n-a plătit nici factura la apă să-și ia rochie și bucătarul ăsta s-a supărat. Ca să ia cutunița. Da, a luat să vină cutunița lui bucătarul. Da. Să-l cunoașteți pe bucătarul, dragilor. S-a luat o fustă foarte frumoasă, elegantă. L-am invitat și pe Leo și pe patroana, o să vină toți aceia. Mm. Și le pui... Mai puțin o persoană. Da, hai. Asta este spichia care taie nașul. Asta e cea mai mare tradiție la noi, nașul să taie spichia. Asta contează cel mai mult. Asta. Beciu, așa îi zice. Beciu. Da. O să vă arătăm și atunci când o să taie nașul beciu. Vorbesc cu cine o să vină să ne filmeze atunci, să se ocupe numai de filmare. O să fie montat cort foarte mare, o să fie muzică, o să fie lăutare. A zis cineva pe comentarii că de ce nu facem la restaurant. Nu facem la restaurant pentru că este foarte multă mâncare, nu putem să cărăm toate ce avem noi acolo, băuturi. Și chiar oamenii nu știe tradițiile noastre, uite, cu jampoanele, cu ține mamă. Da, și avem curtea noastră unde putem face ce vrem, stăm până când vrem. Adevărat că este muncă mult, acolo doar nu la plătea mare, sau da. Cum a zis doamnele. Oricum o să avem și aceea acasă ospătare, oricum o să fie ospătare, dar... Bucătarii. Bucătarii, ospătarii, bucătarii o să taie porci, ei o să pregătească toată mâncarea bucătarii, bine împreună și noi cu ei, că nu putem să stăm și mașini să ne uităm. Mașini frigorifice care băgăm băutura, mâncarea. O să fie. Da, să fie mașini frigorifice. Aducem zânele ursătoarele care ursează. Mai facem ceva frumos, dragi prieteni. O să vine, mergem la filmă la Craiova să vorbim cu ursătoarele care vin atunci. Da, vă spun după acum că o să fie aglomerație multă, o să fie gălăgie multă, să nu vă supărați că pentru că așa este. Așa este la noi la țigani, acum nu știu ce să vă spun. O să fie aglomerație, o să fie și gălăgie. Acum asta este. N-avem ce face, așa e la chef, asta la noi. Noi o să vă arătăm foarte multe lucruri. Cine are plăcerea să se abonează și la noi ca să vadă tot ce face. Dacă ați uitat de canalul lui doamna Silvia, se numește Atelierul Silviei de la Strehaia, dragi prieteni. Abonați-vă cât mai mult la acest canal. Puteți să veniți la botez. Da, cine vrea să vină la botez. Da, sunteți invitați. Cine sunteți din țară de aceea sau și din cine vrea poate să vină la botez. Că la noi nu se plătește chiar. Nu se dă bani, nu se dă nimic.
Dar atât, dacă aveți cât un galben, nu ar strica acolo. Ne-ar face plăcere. Dar noi suntem galbi. Mai glumim, drag prieten. Mama este cu pregătirile, cu sarmalele, ea este șefa la bucătare, o să fie când o să înceavă pregătirile. Ea lua Fernando o fustă, a? Ați văzut la bucătărie, da? Hai Fernando, tu de la tacătă, hai să le... Dacă mai știți, ea e mama Luanca, dragi prieteni, poate nu mai cunoașteți. S-a uitat, ea e mama Luanca. Costele, trebuie să ții ceva, să stai de jos, să-mi ții. A uitat toată lumea. Dar tot ce mama Luanca este. Ia-ți o ladă ceva. Dar nu mai e mama Luanca, acum e vitregă. Dar mai sunt și la... De la mine. La Leusul sunt. Hai că e scaunul ăsta. Hai. Dar nu mai e mama Luanca. Da, mama Luanca e dușmanica. Deci dacă nu mai este canalul mama Luanca, tot mama Luanca ești, nu? Tot. Am mâncat și mai n-au ce să mănânci, am mâncat canalul. E foame la un moment. Era foame și am mâncat canalul. Că este chiar ceva. Acolo, hai, Fernando, să te ținem. Au, mamă, te-ai tu, să ținem, sau ții tu și... Uite, acum filmez, acum n-am putut să vă mai ajut. O să le ținem acolo, le punem 2-3 zile ca să zvântă. O să te mai încurc. Dă-te mai încurc, mai lângă. Ține, că e greu. Ține mamă tu de scară că o să-i dau eu. Că ele dacă sunt așa trebuie zvântate. Nu știu, nu filmează uscate. Bine din unghiul ăsta de aceea. După lumină. Ia, hai. Deci și partea la tăioane de aici. Filmezi din față? Da, ia costele. Le spunem până... Sâmbătă o să fie pregătite. Da, se vede mai bine, Dacia. Sâmbătă o să fie pregătite aceste spetii. Ia acum o să roșească așa, o să facă frumoase. Sunt înghețate de ladă. Păi da, trebuie, trebuie 2-3 zile ca să... O să facem și pastramă. Nu să-ți am lungă, e mai mult pe la seara. Așa, să le punem așa întregi pe masa nașului, pe toate mesele, câte unul și o să fie o creațele prea mari, Fernando. Prea mari. Păi na, să stai să le faci de capătele lor mai în jos. Mai în jos, să le pun capul de el. Așa, că o să vină oamenii când tai porci aici. Hai, Fernando, puțin mai aproape una de alta, puțin de atât. Ia costelinul. Bă, bagă de mai mândră, mai răpăși. Bine, stai, lasă. Pune și ăla acolo. Au toate legate de ață. Că când tava mai scurt, se pagă că îl vorba nu obiunii. Câte le leg și acum și... Ține, ține mai mult. De pe la țara mai bine să dă. Sticlele cu ciocolată de sus nu le-ați dat jos. Trebuie băutura de da, trebuie și le-a dat jos de sus din casă. Le-am pus acolo pentru că... Hai să îndăm mai încolo. Hai, hai să umplem scara. Asta e asta, costele asta. Asta să fie jamponele unul lângă altul. Lasă râza la mine. Așa, pune jamponul, Fernando. Hai să-l ținem. Dă-i cu aia de două, trei ori și pe aia stă singură. Așa, dă-i, așa, așa. Mai mai o brânză. Așa, așa. Și după aia stă singură. Ia, e prea jos sau e prea sus? Lasă-l așa. Deci asta e. Mai am 10 la ladă din astea. Parcă zici că e moș din ăla afumat. 10 mai am. 10 și mă știa pun două la atâta trebuie. Mai aproape puțin dacă poți. Mai pun să mai scoate, dacă mai este mai... Mai scoate 5. Să mai rămână 5 pentru mine din astea de ale mari.
Lasă-o așa. Eu am zis să pun doar două, acum am venit. Mai punem, mai ce zicele, să mai pun încă 5. Bun, atât. Sos, dar. Aia cât de legată, lângă, strânsă lângă țavă, e mai lungă. Mai ce țavă ale țavă? But. Mine își pierdă. Nu, cad ăștia de ce. Că e asta foarte tare. Dă-o mai lângă ele. Nu, și întoarce și tu. Întoarce invers cu partea lantă să fie aici. Așa. Așa. Vrea stă. Vrea să întoarce, uite așa. Întoarce-o. Întoarce, uite așa să stă și el. Așa, așa. Așa. Sunt dreaptă, ea sigură. Câte mai sunt? Mai sunt. Mai sunt, n-a ținești tu. Auzi, mama, să mai scoatem. Trebuie să dai eu aici. Îi dau eu. Mai scoate și... Da, nu pot să mai țin mâna sus. Dar ce nu folosesc tripezul la mic? Sănătate! Mulțumesc! Mai? Mai sunt coastele aia care taie moșul. Ia costă moș. Închide ușa aia, Ioane. De le opri mușa, tot. Așa da, malărețele. Nu cât și bună cum e de ele. Auzi, mai bine trebuia legat în partea asta, nu în partea aia, că să nu sară pisica. Păi mai trebuie acolo. Dar așa mănâncă pisica. Nu. Mai este cu asta. Sunt ei de tare. Nu așa. Aici o să vină proastama aia de vită. O să punem proastama. Se zea, lasă mai aici, bă. Nu, Fernando, trebuie mutată scara. Dacă poți să o lege așa, că aia mai e. Uite, stau frumos aceea la aer. Și mai rânză, mai scoatem 5. Dacă este 5 rânză din astea, mai scoatem 5. Ce faci cu ele acolo pitulate? Da, și ce să faci? Să le mâncăm toate acum. Să vadă așa. Poate mai vine și prietenii păi, de la pe YouTube. Păi, dar mai puțin, toamna, stăim alți porci, iar altă la fumătoare, ia altă. Mai oprim, că poate mai vin prietenii de pe YouTube să mai tai câte o rânză când vine cineva. Ce să nu le mănâncă? Ce crezi că mănâncă? Poate mănâncă felii. Da. Lasă că poate mai pitul. Dar oricum o să mai pitul 5 și o să mai punem 5. Să mă duc să le scot și pe aia. Și ce